Mă cunoașteți deja până acum, nu refuz nicio oportunitate de a conduce un Porsche 911. E, de data asta mi s-a oferit un 911 decapotabil, cu care să mă plimb puțin în București, în drumul meu spre, atenție, prima expoziție Porsche Museum, montată în afara muzeului Porsche. Practic, este una dintre acele situații în care dacă nu merge Mahomed la munte, vine muntele la Mahomed, nu? În plus, ziua de azi este cu atât mai specială, cu cât Bucureștiul este prima oprire pe care o face acest Porsche Truck într-un turneu care va include multe alte țări, inclusiv Statele Unite ale Americii. Deci, practic, mergem acum la o premieră mondială. Uite-l, mă, ăsta este Porsche Truck. Desfășurat frumos în Piața Constituției până pe 5 mai. Așa e la premieră mondială. Nu e nimeni, nu e aglomerație. Este un tur exclusiv, practic. Gata, mă, am ajuns. Parking. Stop engine. Start tour. Un lucru foarte important de știut despre acest Porsche Truck care va străbate lumea acum, la aniversarea de 75 de ani a mașinilor sport Porsche, este că aici nu vom găsi mașini expuse. Ar fi fost și complicat, nu? În schimb, vom găsi povești despre oameni care au visat visul Porsche. Hai să vă explic ce înseamnă asta. Primul lucru care te întâmpină în Porsche Truck este acest bust al lui Ferry Porsche. Practic, creatorul brandului care a avut ideea mașinii sport 356 în 1948 și care a trecut această idee prin toate fazele de producție împreună cu echipa lui și a rămas fidel conceptului pe care l-a imaginat prima oară. Dar istoria Porsche vine de mai departe din timp, nu doar din 1948. Prin urmare, imediat cum intri în acest Porsche Truck, în partea din stânga ai 33 de momente importante din istoria Porsche, povestite în mod aleatoriu. Chiar dacă nu sunt mașini în acest Porsche Truck, lucrurile sunt extrem de emoționante. Uite, cum ar fi aici permisul domnului Ferdinand Porsche sau certificatul de matriculare pentru primul 356-001 produs vreodată. Toate lucrurile astea fac parte din moștenirea Porsche. Heritage, da, care este un cuvânt mai potrivit decât istorie atunci când intri aici în bucata asta mică de muzeu. V-am spus că este vorba despre a celebra oameni visători aici în Porsche Truck. Ei bine, după ce ai văzut chestii care au aparținut doctorului Ferdinand Porsche, intri aici în această zonă de motorsport, unde vezi pe acest panou niște figuri emblematice din motorsportul Porsche. Iar aici avem o machetă a unuia dintre cele mai emblematice modele Porsche din motorsport. Acest 956 prototip care producea atât de multă apăsare aerodinamică încât putea merge pe tavan, pe un tavan imaginar, la viteza de 321,4 km/h. Absolut fabulos în acest Porsche Truck este că poți să pui mâna pe volanul original din prototipul Porsche 919 hibrid care a câștigat curse de anduranță. Pentru că suntem în 2023, dincolo de tehnologie și inovație, trebuie să vorbim și despre sustenabilitate. Și atunci, uite, avem aici niște exponate e-fuel, după care avem și niște materiale speciale pe care poți să pui mâna. Bagi frumos mâna aici în gaura asta, te întreabă ecranul pe ce crezi că ai pus mâna și tu te gândești, după care pui itemul înapoi și ecranul îți răspunde. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să spun despre Porsche că este artă pe roți, dar aici în Porsche Truck am aflat și că, de-a lungul istoriei, Porsche a avut și niște artă pictată pe roți. Uite cum este această capotă de 911 Vex din 2022, sau cum sunt aceste elemente din spatele meu, Kunst sau Strenger. Practic, mă simt aici aproape ca în Art Safari, aici în București. Se celebrează Porsche cum trebuie la 75 de ani de mașini sport.
Nu prea poți să pui un preț pe exponatele din Porsche Truck, aici, de la Porsche Museum. Dar dacă ar fi să găsești cel mai exorbitant lucru de aici, probabil că acela ar fi acest motor unic. 1,5 litri, V6, biturbo, conceput de Hans Metzger prin 1981 pentru echipa de Formula 1 McLaren. Iar la final, după ce ai celebrat mai mulți visători Porsche, te întreabă și pe tine oamenii, care este visul tău? Și tu îți alegi de aici, de pe ecran, să zicem Experience Freedom, Feel Happy Age, Experience Love și dai Go și practic visele tale o să fie înglobate în această sferă a viselor tuturor oamenilor care vor vizita Porsche Truck. E așa că e frumos? Da, e o încheiere superbă. Am plecat.